ca urmare a aprecierii de care s-a bucurat ediția din 2016, în anul următor, proiectul Etica Organizațională și Integritate MEAI s-a extins la nivel național. Au participat 300 de oameni ai legii din poliție, poliție de frontieră, jandarmerie și imigrări, oameni ai legii proveniți din promoția 2016 a școlilor Ministerului Afacerilor Interne și din încadrare directă, precum și 40 de manageri ai acestora. Trainingurile au vizat formarea noilor polițiști în spiritul dezvoltării unui comportament integru și etic, ca și perfecționarea managerilor în promovarea valorilor morale ale MEAI. Proiectul este organizat de Direcția Generală Anticorupție în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală Management Resurse Umane prin Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen Buzău, cu sprijinul Fundației Hans Zidel România. Proiectul a debutat în 2015 prin derularea a 2 stagii pilot și a continuat cu încă 8 stagii desfășurate în următorul an în București.